sunt complet la fel cu din Bădești, nu? Păi da, dar zic că să fie făcută factura în alte... Am de dat... A, și restul din Război. Păi da, asta ziceam, da, ok, da, da, da. Da, păi de moment, dar n-am avut să fac asta. Da, s-o trimit după evenimea. Da. Păi da, exact, o să fie, o să fie, dar n-am avut să fac. Da? Ok, bine, ne auzim. Da, imediat, ca să arăzim. Marcela Lăzăroiu, de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. V-am invitat aici, în această clădire emblematică pentru orașul Comănești, în Palatul Vica Comănești, pentru a deschide o expoziție inedită, așa cum rar puteți vedea. Mai întâi, permiteți-mi să urez bun venit invitațiilor noștri speciali. Excelența sa, domnul Raul Srivastava, ambasadorul Indiei în România, în Republica Moldova și în Albania. Bun venit la Comănești! Suntem încântați să vedem și să auzim cât mai multe despre fascinanta Indie. Gazda noastră, omul care a făcut de multe ori pentru orașul Comănești lucruri care păreau aproape imposibile, domnul primar Viorel Miron. Faptul că ne aflăm în această superbă clădire, ce reprezintă o parte din istoria orașului nostru, a fost unul din lucrurile aproape imposibile, devenit posibil datorită domnului primar. Domnul Gheorghe Baciu, primarul orașului Slănic Moldova, și nu în ultimul rând, dumneavoastră, comăneștenilor, vă urăm bun venit! Vă mulțumim tuturor pentru timpul prețios pe care ne-l acordați astăzi, într-o dimineață splendidă de toamnă. Când am anunțat acest eveniment public, cineva a spus: nu fără motiv
a îndrăgit felia de India. Într-adevăr, noi românii am luat contact cu obiceiurile, cultura și civilizația Indiei prin intermediul scriitorului Mircea Eliade, care spunea, citez, India are meritul de a fi adăugat o nouă dimensiune în univers, aceea de a exista liber. Ce mai știm noi despre această fermecătoare țară? Știm că este patria mirodenilor, a elefanților, a bijuteriilor rafinate și a sariurilor frumos și vesel colorate. Este țara oamenilor veseli, zâmbitori și primitori. India este leagănul unei spiritualități, a cărei identitate stă în diversitatea de credințe, filozofii, tradiții și simboluri transmise de la civilizațiile vechi din Valea Indului. Astăzi avem ocazia unică de a lua contact direct cu India prin intermediul acestei splendide expoziții. Evident, cel mai în măsură să ne vorbească despre India, despre fascinanta Indie, despre farmecul oriental și vibrant al acestei civilizații, este excelența sa, domnul ambasador. Vă rugăm, domnule ambasador, mulțumim! Bună dimineața, e mă bucur să aflat în Comănești și am mai multe prieteni în aceste regiuni și este o plăcere să-i urmă în continuare voi vorbi în engleză. Good morning and Mr. Mayor, Bureau Bureau, my dear friend, Mayor of Slani, Mr. Baciu Gheorghe. Stimate prieteni, domnule primar Baciu Gheorghe. And dear friend, Marcela Lăzălui. Și stimată prietenă, dragă prietenă, Marcela Lăzălui. And dear friends from Comănești. Și dragi prieteni Comănești. It's indeed a pleasure to be here. Este într-adevăr o plăcere să fiu astăzi aici. This year we are celebrating 75th anniversary of diplomatic relations 75th between India and Romania. Deci astăzi, anul acesta sărbătorim 75 de ani de la diplomatic relations. De relații diplomatice cu România. And in this year, we had several events to mark this celebration. In acest an, noi celebram cu mai multe evenimente în România. Dar, for the first time, we have a permanent exhibition to celebrate this event. Avem o expoziție permanentă pe care dorim să o vedeți. Meaning to celebrate the anniversary, this is the first time we have a pentru a celebra acest moment, avem această expoziție permanentă. Relations between India and Romania, although the diplomatic relations started 75 years ago, but the relations are much longer. Deci, deși relațiile diplomatice între România și India au plecat, au pornit acum 75 de ani, relațiile dintre noi sunt totuși mult mai vechi. For several centuries, we had relations in culture, people-to-people contacts, literature. Timp de mai multe secole am avut contacte culturale cu oameni care au venit din ambele țări. And within Romania, we have had relations in even the very small places. Și în România am avut chiar relații în locuri foarte mici, în localități foarte mici. For example, even say 200 years ago, we had people from Transylvania, painters, philosophers who traveled to India. Chiar și acum 200 de ani, oamenii din Transilvania, pictori, oameni de cultură, au plecat spre India. Even in, say, Slavic Moldova, where I visited yesterday. Chiar și în Slavic Moldova, pe care l-am vizitat ieri. Who could have imagined that in 2018... Cine și-ar fi putut imagina că în 2018... A group of people, artists, came to Slavic Moldova. Un grup de artiști indieni au ajuns în Slavic Moldova. And even one of the springs has
words from Rabindranath Tagore, it's written there. Chiar și un izvor din Slavic Moldova are câteva cuvinte despre scrise de un om celebru. Rabindranath Tagore este cel mai mare poet indian. So, what I mean to say is, our connections are not just between the capitals, but all over the place. Deci ceea ce vreau să spun este că relațiile noastre nu sunt numai între capitale, ci peste tot între cele două țări. The exposition that you have here is from mostly from one particular state of India. Deci ceea ce vedeți astăzi expus este în special dintr-o anumită parte a Indiei. The state is called Rajasthan. Deci acest stat este Rajasthan. And it has a very long history. Care are un stat care are o istorie foarte lungă. When you see the artifacts here, you will see the dress or the artwork that is there has been inherited over generations. Ceea ce vedeți ca și artă pictată este moștenită de generații. Although not so much from Rajasthan, but there is still the connection between Rajasthan and Romania, which goes back 1000 years. Deci, ceea ce vedeți expus are legături nu numai cu Rajasthan, dar și legăturile cu România. Meaning, there is a connection between Rajasthan and Romania more than 1000 years. Există o conexiune între Rajasthan și România de mai mult de 1000 de ani. About 1,000 years ago, a group of people left India to go to other places. Deci acum 1,000 de ani, un grup de oameni, de indieni, au plecat în lume. So some of them came to even Romania. Unii dintre ei au ajuns chiar și în România. Through Greece, through other places. Greece. Au ajuns în Grecia, prin Grecia și through Egypt, prin Egypt, and other places. And this is the Roma community. Aceasta este comunitatea Romă. And they were, some of them were from Rajasthan. Și o parte din ei sunt din Rajasthan. So if you see some of the dresses that Roma community wear, and if you go to Rajasthan, it's similar. Deci ceea ce puteți vedea uneori în comunitatea Romă din la noi, puteți găsi elemente comune și în Rajasthan. Usually when people go to Delhi, we also go to one city which is close to Delhi, which is in Rajasthan, called Jaipur. Unii oameni care se duc în Delhi se duc de multe ori și într-o localitate apropiată, într-un oraș apropiat, care este Jaipur. Jaipur este capitala de Rajasthan. Capitala Rajasthan. So, and that place, meaning Jaipur, people go, but Rajasthan is more than Jaipur. Rajasthan e mai mult decât Jaipur. Yes, there are other cities where there are lots of history, lots of foods, lots of culture. Sunt și alte multe orașe în Rajasthan, pline de istorie, de cultură, de foturi. And whenever I go to some place in Romania, I see some people who have been to India. But for those who have not been to India, I hope this exhibition will inspire them to go to India. So I'm very grateful to the Museum Ghica for having this exposition. Muzeul Ghica pentru această prilejul de a avea această expoziție. To the mayor, Mr. Viorel Miron. De asemenea, recunoscător domnului primar Miron. And most importantly, Marcela Lazaru. Mai important, doamnei Lazaroiu. Because this idea came up about a year ago. Pentru că această idee a apărut acum un an de zile. And Ms. Lazaru has been working on this for almost 1 year. Și doamna Lazaroi lucrează la această idee de mai bine de un an de zile. And without her efforts, this would not have happened. Și fără eforturile dumneaei, această întâlnire n-ar fi fost posibilă. And thank you, all of you, for turning up on a Tuesday morning. Mulțumesc tuturor celor care sunteți prezenți, că ați venit astăzi, într-o marți dimineață. Because it is a working day, but you are here. And I see even some young people. One girl is hiding there at the back. Okay, thank you very much. Stimați invitați, este o mare cinste și o mare onoare să avem astăzi în mijlocul nostru pe doamna ambasador al Indiei, aici la Comănești, în acest palat, această clădire simbol al orașului nostru, construită de peste 100 de ani, de la
anii 1900 și aș face o mic istorică al acestei, acestei clădiri și a acestei proprietăți, care a fost construită de familia Ghica ca și casă de reședință de vară, să zicem așa, veneau, nu permanent, veneau în perioada când vreau să vin în vacanță. După ce a venit comunismul, au trecut aceste proprietăți fără niciun fel de voință a proprietarilor în domeniul statului. Au mai trecut încă o perioadă, cât a trecut până la Revoluție, vreo 50 de ani, 60, și s-a întors din nou roata când foștii proprietari sau urmașii foștilor proprietari puteau să-și revendice aceste imobile, terenuri, moșii, păduri, ce au avut aici. Familia Ghica a avut și vreo 34.000 de hectare de păduri. Din acel moment s-a făcut o solicitare de retrocedare a acestui imobil, a Palatului Ghica și a Parcului Ghica, pe lângă alte imobile și pe lângă alte proprietăți, cum sunt cele pădurile, că alte imobile au fost un spital care îl revendica, dar spitalul acela nu mai există, Ocolo Silvic îl revendica, dar nici acea clădirea Ocolo Silvic nu mai exista, a câștigat la un moment dat un Ocolo Silvic de la Argaș. După procese îndelungate de câteva zeci de ani, peste 10-12 ani de zile, a fost câștigat de cel care a revendicat, Elie Vlad Sturza, care era la vremea aceea cu domiciliu în Spania. După care Elie Vlad Sturza a decedat și fiind foarte în vârstă, a predat toate drepturile de retrocedare fiului dânsului, domnului Paltin Sturza. Cu Paltin Sturza ne-am judecat mulți ani de zile. Într-un final a câștigat aceste imobile, Paltin Sturza, și am reușit să-l cumpărăm noi, autoritatea locală, printr-un noroc, am putea spune, pentru faptul că Paltin Sturza deja făcuse niște negocieri cu un spaniol care dorea să cumpere acest palat și parcul, bineînțeles, și pentru că nu credea că va veni cineva să poată să-l achiziționeze, cei care aveam drept de preemțiune, Ministerul Culturii, Ministerul Consiliului Județean și Consiliul Local Comănești, s-au unat toate ofertele conform legii către Ministerul Culturii. Ministerul Culturii a dat negație că nu dorește să achiziționeze aceste imobile, după care următorul pas a fost la Consiliul Județean Bacău, care printr-o ședință a Consiliului Județean Bacău de asemenea a dat negație că respinge achiziționarea acestui imobil și au rămas noi, Consiliul Local Comănești, care eram ultimii cei mai necăjiți, care puteam mai să spunem că îl putem cumpăra, pentru că trebuia să ai bani în 15 zile. Norocul nostru a fost acela că la vremea respectivă noi aveam bani în cont, nu pentru palat pregătiți, ci aveam bani în cont pentru cofinanțare proiecte europene. Și noi eram pregătiți oricând, chiar în aceeași zi, să batem palma să cumpărăm palatul. S-a negociat, dar oferta era fermă la vremea aceea, pentru că cu spaniolul stabilise o sumă fixă, 500.000 de euro, ceea ce este o sumă infimă la valoarea imobilului și a palatului și a terenului și a parcului. Vreau să vă dau exemplu, numai parcul Ghica, 74.000 de metri pătrați, 7 hectare jumate, la 500.000 de euro, veți constata că costă aproximativ 7 euro metru pătrat. Peste drum de stradă, sunt imobile cumpărate și achiziționate de Kaufland, e vorba de teren, mă refer la imobile teren. Terenul pe care s-a construit Kauflandul, Dedeman, Penny Market și alte stațiile astea. Aveți idee că s-au vândut acele terenuri? 160 de euro metru pătrat. Deci vă dați seama că 7,6 euro metru pătrat, teren cumpărat de noi, este, am putea spune, degeaba.
În acești bani intră gratis și Palatul Mica. Deci pe Palat am putea spune că nu dă nimic. Și am făcut un rezumat de cum am ajuns din nou Palatul să fim noi proprietari, care a avut un circuit așa, un traseu. Familia Ghica, când a construit acest palat, pentru a avea o siguranță în vederea apărării proprietății și ca să nu fie niciun fel de străin, băștinași care se pure din palat sau din așa, și-a adus pentru paza acestor imobile cetățeni din India. Toată proprietatea acestui imobil a fost păzită de cei aduși de către Ghica pentru apărarea și păzirea acestor proprietăți. Ca și locuință, le-a dat tot aici în Comănești o locație unde să-și construiască ei căsuțe cu tare. Drept pentru care acei locuitori, de la vremea aceea care cât o fi fost poate atunci, poate, cred că 50 de oameni, 400, la ora asta sunt aproximativ 1000 de oameni. Și dacă în anul 2004, când am intrat eu primar, acel cartier era într-o stare destul de degradată, ca să zicem așa, nu știu câți ați fost în Jupan, dintre dumneavoastră, pe străzi, să vedeți că acolo este cartier rezidențial. Nu o să credeți că acolo sunt acele case. Dumneavoastră să vă duceți, să vă uitați. Mai sunt și locuințe sau imobile care necesită reparații sau investiții în ele. Asta am vrut să apreciez, că domnul ambasador a venit într-o locație unde cu 100 de ani în urmă aici s-a făcut deja o legătură între noi și poporul indian. Și avem, așa cum se spune, că și dacii ar avea pe teritoriul Indiei băștinași de ai noștri, de-a dacilor, acolo în India. Așa am citit cu diverse ocazii. Vă mulțumim pentru invitație, pentru participare și pentru că ne-ați făcut onoarea să prezentați această expoziție la noi și vă mai așteptăm cu mare drag și cu alte ocazii, doamna ambasador. Da, eu, bună ziua tuturor, cu majoritatea dintre dumneavoastră m-au salutat în particular înainte. Mă bucur să fiu astăzi aici, alături de domnul ambasador, alături de domnul primar de Comănești. Desigur că, așa cum i-a spus domnul ambasador ieri, până la vârsta de 26 de ani, eu m-am născut și am crescut la Stănic, dar în următorii 26 de ani i-am petrecut la Comănești. Muncind și implicându-mă în comunitate, atât cât s-a putut. Majoritatea mă cunosc din alte zone decât cea profesională. Dar vreau să-mi exprim și eu bucuria pentru acest proiect, pentru această expoziție. E adevărat, noi am avut în 2018 6 artiști indieni de artă contemporană și a fost un proiect foarte frumos acolo. Sunt mai multe exponate în stațiune. Și am avut bucuria să cunoaștem, a fost prezent acolo cea mai mare producătoare de muzică de film. Cu toții dintre noi știm de filmele indiene din copilărie, mai ales cei de generația noastră, nu? O floare și doi grădinari, Vandana, nu știu, Dabaram, acolo. Dar ei continuă la vârf această artă cinematografică și am fost cu Sneha Iași și a înregistrat niște sunete în Catedrala Ortodoxă, Vasa Paraschiva, cât și în Catedrala Catolică, sunete pe care le va utiliza în film și, bineînțeles, a înregistrat foarte multe sunete, Susurul Apei și alte niște teme foarte speciale. Le-a și produs un filmuleț mic, un sunet atunci. A fost foarte bucuros. Îmi pare rău că Sneha m-a invitat la nunta ei în 2019 în India și nu am mers, dar l-am cunoscut pe domnul ambasador și am avut de la început așa o chimie
empatie foarte bună și eu îi mulțumesc personal pentru că dumneavoastră este și ambasadorul Republicii Moldova și noi avem o relație foarte bună cu Republica Moldova. Îi mulțumesc pentru că vine în zona noastră, pentru că ne face cunoscuți și deja am gândit ieri trei proiecte pe care am putea să colaborăm atât pe zona economică cât pe cea culturală, dar în special ne dorim să cercetăm resursele terapeutice, izvoarele minerale. La Congresul Internațional de Balneologie de anul acesta au participat medici indieni, au expus în acest congres, este un congres internațional și ne dorim să aducem în zonă și să cercetăm, să certificăm, să exploatăm la maxim aceste resurse, pentru că ele curg la pârâu și ne dorim să le utilizăm cât mai mult. Mulțumesc încă o dată, cu doamna Marcela am fost invitați acasă la domnul ambasador, ne-a gătit dumnealui, soția dumnealui, ne-a preparat mâncare, a fost ceva extraordinar și onorabil și sper ca domnul ambasador să nu fie pentru ultima dată la în zona noastră, să revină și să ne găsească mai implicați în relațiile de colaborare. De asemenea, am discutat despre mobilitatea turistului. Când am fost la București, ne dorim să putem primi mai ușor turiști și să mergem noi acolo, pentru că este puțin mai greu acum cu vizele. Aș vrea să închei cu un citat, pentru că tot s-a amintit de Iliade. Pincea Iliade spunea așa: omul se naște, crește, îmbătrânește și moare. Dar comunitățile renasc prin ceea ce omul face, prin trecerea vieții în viața lui prin comunitate, respectiv. Felicitări, domnul primar, pentru că lăsați să urme comunești solide și construim pe fundația pe care am moștenit-o și este foarte important că reușiți să faceți acest lucru. Vă felicit și mulțumesc, domnul primar. Ceea ce v-am povestit eu cu traseul Palatului Ghica și faptul că Palatul Ghica a ajuns la noi, în momentul acesta putem spune cu toții că Palatul Ghica va rămâne, bineînțeles, simbolul orașului românești, Palatul Ghica va rămâne simbolul orașului, dar proprietarii Palatului suntem noi toți cetățenii din Românești, pentru că l-am cumpărat cu banii de la bugetul local. Așa că atunci când vreți să veniți în parcul Ghica, simțiți-vă ca și proprietar, ca și cum vă primați prin proprietatea noastră. Bineînțeles că sunt niște proiecte de demolare, bineînțeles că va trebui să-l modernizăm, să-l reabilităm, dar cel mai important este că am reușit achiziționarea lui și cel mai important este că noi vom beneficia și copiii noștri vor beneficia de acest simbol al Românești, care este splendid. Prin anii 1900 a fost 1908, mi se pare. 1908 a fost categorisit într-un clasament ca și fiind cel mai frumos parc din Europa. Parcul de aici, din această zonă, este cel mai frumos parc din Europa. În anul 1908. Deci putem să facem, să revenim la această emblemă, dar credeți-ne că nu ne este ușor, pentru că, așa cum v-am spus, banii am luat de la proiecte și a trebuit să facem după aia alte împrumuturi pentru a achita cofinanțările la proiecte și tot așa. Putem. Și dacă nu luam atunci, era, noi nu mai aveam palat în veci. Nu mai putea nimeni să mai spere, că nimeni nu ne vindea o asemenea bogăție la 500.000 de euro, clar. Așa că, vă rog să fiți și să fim cu toții bucuroși și mândri că suntem proprietarii acestui imobil frumos. Și iată că noi l-am primit acasă la noi, pe domnul ambasador, aici la Palatul. Bună ziua, vă spun și eu. Sunt foarte mândră că astăzi avem la Cumănești acest eveniment. Eu am fost invitată, așa cum sunteți dumneavoastră și cum spunea și domnul ambasador, la Muzeul Satului în București și mi-a plăcut enorm de mult acest lucru, această expoziție. O să aveți tot timpul necesar să vă uitați, pentru că va fi permanentă. Și am spus, de ce să nu facem și la noi? Atunci, bineînțeles, cu ajutorul autorităților locale și cu sprijinul ambasadei din România, am reușit.
reușit acest lucru. Doream în primul rând să adresez mulțumirile mele personale domnului ambasador, domnului eminenței sale Raul Shivastava, ambasador, cum s-a amintit, ambasadorul Indiei în România, Republica Moldova și Albania. Particularitățile acestei expoziții, evident, o să le vedeți dumneavoastră, dar aș vrea să ating un pic latura educativă, pentru că am văzut foarte mulți profesori și învățători, dascăli, chiar și ai mei personali, latura aceasta emoțională, pentru că este extraordinar să aducem copiii, când o să înceapă școala, în grupuri, să poată să vadă acest lucru. Pentru că noi dascăli știm, pentru că și eu sunt la origine învățător și știu munca dumneavoastră care o faceți, știu ce înseamnă ca acești copii să vină aici să-și poată dezvolta competențele lor emoționale și sociale. Pentru că așa cum spunea, dacă tot este ziua citatelor, un teoretician în probleme sociale, spunea că, practic, aceste competențe emoționale și sociale pun bazele caracterului uman. Și astăzi am zis așa, haideți să aducem cât mai mulți copii, să le dăm aceste rădăcini, să cunoască cultura și tradiția românească, pentru că avem un palat extraordinar și copiii se pot bucura și de tradiția românească, dar haideți să le dăm și aripi, să zboare, să poată să cunoască și alte tradiții faimoase, milenare, cum este cea a Indiei. Nu aș lăsa pe ultimul rând mulțumirile, în primul rând, a dascălilor și profesorii care sunt în număr mare aici, în al doilea rând, invitațiilor de onoare, bineînțeles, echipei Primăriei Comănești, pentru că aici a fost o muncă de echipă ca să se poată realiza acest lucru, sprijinită foarte frumos de domnul primar Viorel Miron. A fost o contribuție a doamnei de la bibliotecă, doamna Cristina Hanganu, cu toată promovarea care a fost făcută, a Centrului Național de Informare și Promovare Turistică și, în ultimul rând, a personalului de aici, niște doamne extraordinare care zilele acestea s-au mutat la muzeu, n-au mai stat acasă, au venit și ne-au ajutat aici ca să vedem și să ne bucurăm de această splendidă expoziție de artă, cultură și tradiție indiană. Vă mulțumesc tare mult, domnule ambasador. Știu că este o persoană foarte ocupată. Să știți că este și ocupată, dar este o persoană foarte activă și dacă astăzi și-a făcut timp să vină la Comănești, cred că ar fi bine să-i mai dăm un rând de aplauze. Mulțumim. Și noi venim cu o mică contribuție de la producătorii noștri din zonă. Am ales cel mai bun pentru palatul să gustați din dulcețurile tradiționale românești, lucruri făcute de artizanatul românesc și, bineînțeles, mierea de albine din zona noastră. O să facem o poză, vă rog. Și după aceea să ia cineva să ducă la mașină. Haideți!